Servicii de calitate, mâncare cât cuprinde și un zâmbet larg. Asta apreciază românii la vecinii bulgari pe care îi vizitează an de an, în detrimentul stațiunilor românești, de care nu a rămas decât prestigiul postum al vremurilor comuniste. Chiar dacă majoritatea unităților hoteliere au fost modernizate și au apărut pensiuni în toate stațiunile, prețurile mai mari și serviciile, unele proaste, au transformat litoralul românesc în alternativa B a turiștilor, adică a fost surclasat de Bulgaria, Grecia sau Turcia. Pentru luna aceasta însă, agențiile au oferte atractive. Pentru cei care încă nu și-au rezervat un concediu, îi așteptăm la agenția noastră, pentru că avem oferte dintre cele mai speciale, începând de la 25 de euro pentru Bulgaria, stațiunea Constantin și Elena, hotel de 4 stele cu all inclusiv premium, toate mesele incluse, băuturile alcoolice și non-alcoolice locale non-stop. Apoi Grecia vine cu o ofertă specială pentru stațiunea Halkidiki, tariful începând de la 85 de euro de persoană, 7 nopți de cazare, asistență turistică pe toată perioada sejurului, fără transport, se adaugă pentru transport un supliment de 55 de euro de persoană. Mai avem pe insula Rodos, tot în Grecia, la un tarif de 258 de euro de persoană, hotel de 3 stele cu mic dejun. Aici este inclus și biletul de avion, mai puțin taxa de aeroport de 95 de euro de persoană, 7 nopți de cazare, asistență turistică pe perioada sejurului. În Turcia aveți ceva? Avem și în Turcia. Avem oferta imbatabilă, taxa de aeroport gratuită pentru destinația Antalya. Tariful pornește de la 360 de euro de persoană, 7 nopți de cazare all inclusiv, hotel de 4 stele. Stațiunile românești sunt atractive luna aceasta, când îi așteaptă pe turiști în cadrul programului Litoralul pentru Toți. Prețul pentru cazarea la un hotel de 3 stele timp de 6 nopți, cu mic dejun inclus, este de 379 de lei de persoană și 695 de lei all inclusiv pentru 5 nopți.